ridicând cortina timpului. Doamne, ce repede trec anii și când ne aducem aminte când am fost copii și am pășit prima dată pe treptele școlii. În același mod am fost și eu, un băiat venit din dealul Viilor, comuna Dioroiu, și am avut ocazia să o cunosc pe celebra Maria Tănase. Carte pe care am închinat-o, ne vedem la Paris. Ei îi datorez totul. M-a învățat să cânt, mi-a spus să scriu și să compun. În această carte, care o vedeți în grădina Raiului Folcloric, am adunat în serii cu lună plină și cu stele scânteitoare pe cer cele mai frumoase melodii din zona Gorjului, Vâlcii și Doljului, pe care le-am îmbrăcat în strai regal al melodiilor nemuritoare. Aici veți găsi cu siguranță una dintre cele mai frumoase melodii pe care le-am scris în Poiana la Olteț sau la Bălceștii Gorjilor. Dorule, de te găseam, eu cu tine rămâneam. Aici vă prezint un libret al operetei Poetul și Regina, care va prinde viață cât mai repede într-o operetă care sper să se joace la Opera Comică. Poetul și Regina, o dragoste a scriitorului, care prin versurile sale, prin compozițiile sale, este atașat de locurile natale, de casa părintească și tot ce îl înconjoară. La căsuța din răscruce, dorul neaprins mă duce, dorul ei care îl păstrez și cu dragoste îl visez. Unde s-a uscat mușcata, fără apă într-o glasă, sub o piatră lângă scară, ca o cheie să descui taina unei lumi trecute, care a fost și acum a nu-i. Pe măsuța scorojită, liniștite mă așteaptă, cărțile cu strofă, cu slovă vie și cu o lume înțeleaptă. Deci, în această operetă este amintirile mele, amintiri dragi pe care le-am transformat în poezie și melodii. Alături de maestru Constantin Arvinte vom face o operetă care se numește Prințul Oreste de Cocostara. Vă prezint aceste colinde românești ale maestrului Constantin Arvinte. Cartea a luat ființă în editura muzicală sub conducerea directorului de editură Costin Aslam. Eu m-am ocupat de tehnoredactarea ei și de cele două coperți. Aici aș vrea să vă citez decât două lucruri. Colindele românești este un dar sufletesc, o carte de învățătură pentru dragii mei români, iubitori de obiceiuri și date în creștine, întru slava și mărirea Domnului nostru Iisus Hristos. Semnează Constantin Arvinte. Cartea aceasta, Doină de Jale, Gheorghe Zamfir, preamărind pe Eminescu. Cine nu l-a văzut pe maestru Zamfir pe scena Sălii Palatului, la Ateneu sau în concertele pe care domnia sa le-a ținut în țară și am avut ocazia să-l văd și în străinătate.
el îmi spunea odată, Marine, eu m-am născut cu Eminescu în casă. L-am iubit și l-admir. În Doina de Jale, maestru Gheorghe Zamfir pune întregul său suflet, vibrează, mâinile îi se transformă în nai, ființa sa este cuprinsă de tremurul acela al artistului care trăiește, dă din sufletul lui tot ce poate publicului. În Doina de Jale e cuprins întregul calvar al românilor care au luptat de-a lungul secolilor pentru libertate. Tot în Doina de Jale sunt cuprinse fragmente din trăirile pe care le au oamenii noștri. Semănat, arat, grăpat, mersul la război, mersul la hora satului sau, bineînțeles, ce e mai frumos pentru noi, căsătoria. În această Doină de Jale culminează cu finalul. Cu ce? Cu înmormântarea ființei umane care trebuie să iubească viața și să fie mulțumit că a fost hărăzit de bunul Dumnezeu pe pământ. Cantata Unirii. Cantata Unirii, care i-a înscris libretul, premiată de Uniunea Compozitorilor Români, muzica Constantin Arvinte. Aici, în această cântată a Unirii, îl avem în prim plan pe generalul care a spus pe aici nu se trece, generalul Eremia Grigorescu. Și fiindcă în acest război și familia mea a plătit tribut, tatăl mamei mele, bunicul meu, a murit în 1917, în septembrie, la luptele de la Mărășești, alături de fratele lui, Ion, care și-au adus obolul pentru făurirea Marii Uniri. Străbunica mea, Alexandra, atât a plâns, a trăit 94 de ani, dar a ajuns oarbă de durere. Cam acesta este periplul activității mele. Și fiindcă aminteam la început că în acest an, din 1989, au trecut atâția ani, nu trebuie să-i uităm pe cei care s-au jertfit pentru libertatea țării noastre, tinerii. Lor le închin prinos de recunoștință și le spun părinților lor și neamurilor și întregului popor să-i respectăm și să-i omagiem, fiindcă lor le datorăm libertatea. Eu vă mulțumesc și vă spun multă sănătate pentru anul care vine, 2019. La mulți ani!